Unul din documentele importante semnate de guvernele Republicii Moldova și României prevede acordarea de către București a ajutorului financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro. Banii urmează a fi investiți în dezvoltarea satelor moldovenești. Bani care vor aduce dezvoltare în regiunile Moldovei, vor crea locuri de muncă, se vor transforma în infrastructură care să facă viața comunităților mai bună. Acces la apă de calitate, stații de epurare, servicii publice de calitate, proiecte culturale și de dezvoltare a turismului. Un alt acord semnat astăzi prevede reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming și a celor de apeluri internaționale între state. E vorba de reducerea drastică a tarifelor pentru apeluri primite și servicii de internet și eliminarea tarifului de roaming pentru apeluri efectuate de cetățenii ambelor țări care trec prutul. Chiar dacă acordul de astăzi nu echivalează cu reducerea imediată a costurilor de roaming, documentul ne oferă instrumente pentru atingerea acestui obiectiv. Începem astăzi acest proces. Un alt proiect important este construcția de noi poduri între cele două maluri ale Prutului. Drept urmare, a fost semnat un acord care prevede reabilitarea podului de la Giurgiulești, ce face legătură cu orașul Galați, precum și construcția unui pod rutier de frontieră, Ungheni-Ungheni. Și nu e vorba doar de combustibil și timp economisit pentru călătorie, ci inclusiv de sentimentul de apropiere care va genera noi oportunități de angajare, noi fluxuri de turiști și consumatori și noi afaceri. Și un memorandum de înțelegere între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și cel al Energiei din România a fost pe masa oficialilor. Documentul vine să asigure crearea de interconexiuni energetice. Știți că deja am semnat contractul privind construcția liniei electrice Chișinău-Vulcănești, care se va uni cu Isaccea, care va permite importul de energie electrică din România. De asemenea, am discutat despre a doilea proiect mare de interconexiune. Vorbim de interconexiunea de la nord, între Bălți și Suceava. Aceste interconexiuni ne vor permite ca să avem capacitate tehnică de import a energiei electrice din România. În timpul ședinței, Natalia Gavrilița a acordat omologului său certificatul privind executarea integrală a obligațiilor contractuale asumate de Eurotransgaz, care este punctul final pentru construcția gazoductului Iași-Chișinău. Și reprezintă încă o dată o dovadă a faptului că parteneriatul nostru se măsoară prin fapte. Vă mulțumesc! Guvernul României urmărește cu îngrijorare provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova în sectorul energetic. Suntem în continuare alături de Republica Moldova în acest domeniu. Un memorandum de înțelegere în domeniul transformării digitale și altul în domeniul cercetării și inovării, un protocol privind colaborarea în domeniul învățământului militar, un plan de cooperare pentru instruirea personalului ministerelor de interne și actul de acțiuni în domeniul justiției. Toate acestea, la fel, au fost semnate de către miniștrii ambelor guverne, iar un alt protocol va asigura ca în următorii 4 ani, România să poată detașa anual cadre didactice pentru a activa în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. În cadrul ședinței a fost specificată și importanța declarației comune privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional. Document politic care transmite un semnal de susținere fermă pentru ameliorarea mediului de afaceri din Republica Moldova. Totodată, Ciuc a menționat că speră să vadă progres în identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei. Iar în ceea ce privește agenda europeană, premierul a dat asigurări că România va fi în continuare susținătorul vocal al țării în parcursul european.